Necazul s-a bătut peste o familie din Ploiești care locuiește în fostul canton CFR din zona Gării de Vest. Capul familiei și soția acestuia, cele două fete și soțul uneia dintre ele și trei nepoți sunt nevoiți să caute o altă casă. Lucrările pentru construcția pasajului peste calea ferată de la Gara de Vest presupun și expropierea cantonului. Li se oferă în schimb 17.000 de euro, sumă insuficientă pentru a cumpăra o altă locuință în care să poată trăi 8 suflete. Când am auzit că 700, ce e cu 700 de milioane, ziceți dumneavoastră, unde arunc eu copiii ăștia? Nu înțeleg cum faci pod la vecinul casa-i mai încolo și nu-l afectează cu nimic, nici gar nimic. Și la mine și că colțul ăla, pe cum faci podul, strâmb așa ca pe sârmă. Dar banii de expropiere nu vă ajung să vă luați altceva. Nu, dar nici nu-mi trebuie niciun ban. Să vedem ei și ea cu banii acasă. Eu nu zic să-mi dea vilă, să-mi dea nu știu ce, să-mi dea să stau cu copiii lângă mine. Unde să se ducă cu chirie, că viața e așa cum e ea. Nu aveți posibilitate. Păi de unde posibilitate? Cu pensii, el a făcut un infart în iulie. Mai de capul lui și el, cu rețete în fiecare lună, medicamente. Nu am. Autoritățile susțin că oamenii nu vor rămâne pe străzi. Înțelegerea cu primăria municipiului Ploiești este de a-i găsi o locuință din fondul locativ al primăriei Ploiești, care îi se va repartiza astfel încât toată lumea să fie mulțumită, îi se va da posibilitatea să o și cumpere. Dar până atunci va sta cu o chirie, așa cum stă orice familie în condiții sociale, deci cu o chirie practic subvenționată până la rezolvarea integrală a problemei. Nu este singura familie care va fi expropriată și va ajunge în situația de a-și găsi un alt acoperiș deasupra capului. Alți 56 de proprietari de terenuri din zonă vor fi expropiați pentru cei 10.000 de metri pătrați necesari șantierului.